Salutare tuturor! Mai devreme am vorbit cu un fost coleg de facultate, actual preot, și mă întreabă ce mai faci, bă, Bala, ce câștigi, că tu când te-am mai văzut, mamă, pe unde mai ești, bă, cum mă mai duci? Că tare dormi de tine, e vrăceală de aia de prietenilor care nu te mai caută de vreo 2-3 ani și de fapt nu mai știu ei ce mai învârți tu, ce mai faci, cu ce te mai ocupi, curiozitatea, nu dorul. În fine, eu am intrat în joc și zic, ce să fac, bă, cum știi vorba aia, mă râd, dau duc bine. A, da, mă, bă, ia, bă, să-ți povestești ceva. Zic, ia povestește. Băi, Balaș, într-o noapte a venit un înger păzitor la mine și m-a luat așa pe aripile lui și m-a purtat pe valurile mării, m-a dus în stele, m-a cărat până la marginea pământului, frate. Și acolo mi-a zis așa, vrei să te duc în împărăția cerului? Frate, sunt vrednic de a vedea împărăția cerului. Și a zis, gata, bă, ia stai tu puțin, că zic că tu ai trage de tămâie pe nas, că nu prea îmi place cum povestești. Nu, mă, serios, zic, bă, cred că tu ai pățit ca baba aia mea de la biserică. Care, mă? Zic, stai să-ți povestesc. S-a apropiat perioada pascală a Paștelui, eram o săptămână mare și vine o babă de la mine de sat și îmi zice, părinte, vreau să mă spovedesc neapărat. Zic, cu avea ceva, baba, pe suflet. Zic, ia zi, vină prea ce, pac, mi-a luat epitrahiul, am pus crucea pe cap, mai bine puneam la cap, în fine. Și dau frumos busuiocul pe sub nas, așa că parcă ieșea un miros de necurat de acolo, în fine. Și zic, ia zi, bre, ce ai pe suflet? Părinte, zic, în afară de bârfe și de alea, că pe alea le cunosc, zic, știi, de spre tot satul, știi care cu care, cine cu cine, zic, altceva. Nu, părinte, vreau să vă spun ceva important, zic eu. L-am visat pe Domnul nostru Iisus Hristos, împăratul cerului și al pământului, părinte. Zic, cum vre? Cum era? Unde era? E, a venit la mine și mi-a zis, Maria, Maria, of, ești vrednică de mine, tu. Încerca baba să mă duioșeze și zic, ia vină, bre, îi dau pe trahirul după cap. Zic, o iau de, mai mult de ce afașa de asta. Ia vină cu ceva. Și o trimit la altar, la icoane. Zic, ia, seamănă cu asta? Nu, părinte. Bine, nici cu nu seamănă. Zic, ia, cu ăsta, dar îi seamănă de la iconostas, de icoana asta? Să uită baba ca curca lemne. Nici cu asta, părinte. Zic, stai puțin aici, mă duc în altar și aduc crucea. O altă cruce. Și zic, ia, seamănă cu ăsta de pe cruce? Parcă nu. Dar cum era vreme? E, părințele, parcă a închis ochii așa și zici că îl vedea în fața ochilor. Că era blonduț așa, părinte, și cu niște ochi albaștri? Zic, bre, ce-ai făcut cu troscotul ăla în fața curții? Cred că l-ai fumat. Că am trecut ieri cu mașina, nu mai era niciun troscot. Unde l-ai luat? L-ai dus și l-ai fumat în curte, că ai luat-o randeaua. Nu, părinte, dar de ce? Bre, ia fii atentă. Mă, tale, cred că l-ai visat pe ăla de patimile lui Iisus, hă? Adică nu te zic la nimeni, zic, vină. Care, părinte? Zic, care, că ți-ai dat un busul Iisus pe geamă, ți-amintești imediat. Ăla care joacă în filmul de la care te uiți, mă, tale, vreo câteva zile acum pe la televizor, pe... A, da, părinte, cu ăla asemăna. Zic, bă, te-ai îndrăgostit acum la 80 de ani, bre. Zic, serios, zic, te caută moartea pe la cimitir și matale ești pe la biserică povestind de ce ai visat matale azi noapte. Zic, dai drum acasă, ia uite la aia s-a îndrăgostit la 80 de ani, dai bă niște aghiaz, bă, să-i vină mintea la cap, pe la țărcov Nicola. A luat-o baba mai mult, dar mușile pe biserică. Așa și cu ăsta, cum îi s-a arătat lui un înger păstor de la trimis și a vorbit cu el. Bă, nu mai le da speranță sora care nu visează săraci nimic, îi mai și speriați. Dar vreau să punctez și altceva. Mai veneau oameni la mine la biserică și îmi spuneau, părinte, l-am visat pe-l cu coarne. Care, bre? Pe țapul lui Neaculai de peste drum sau pe boul lui Nea Vasilica Daci? Nu, părinte, pe cu coarne. Vreau să vă dau un sfat. Prietenesc, luați voi cum doriți. Vă spun doar atât. Înainte de somn, cu 15-20 de minute, renunțați la tot felul de filme de groază, scene criminale, vești nasoale, scandaluri și așa mai departe. Lăsați creierul să tragă aer de somn, da, de odihnă. 20 de minute înaintea somnului, iertați-vă pentru tot ceea ce ați făcut în ziua respectivă. Limpeziți creierul, da? Nu-l mai trimiteți la somn, la odihnă, îi dați toate mizeriile de peste zi, îi mai băgați mizerii și seara la știri, pe internet și așa mai departe, la filme nasoale și peste noapte, bum, 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 flash-uri. Și că a venit dracul la mine, ori a venit Dumnezeu la mine, ori îngerul păzitor. Aveți voi diferite filme și după aia aveți impresia că divinitatea vine, că n-are ce face, vă mai apare așa până somn, că să plictisea până ceruri. Nu. Înainte de a merge la odihna de noapte,
dați-vă multă liniște, da? Meditați puțin, rugați-vă și mulțumiți mult. Mulțumiți-i lui Dumnezeu că pe El îl puteți vedea și în natură, pe Dumnezeu îl puteți vedea și în nori, și în susurul apelor îl puteți auzi, în cântatul păsărelelor, în glasul oamenilor care cântă frumos. Îl puteți auzi și îl puteți vedea pe Dumnezeu oriunde te-ai uita, că El e omniprezent, este peste tot. Aveți grijă de voi și protejați-vă, nu mai mergeți la somn cu toate mizeriile acumulate de peste zi. Dați drumul durerilor voastre, dați drumul certurilor cu care v-ați încărcat în perioada de peste zi. Lăsați sufletul să se odihnească și el, pentru că foarte multe persoane se întreabă, ci că dorm 9-10 ore pe noapte și tot obosită mă trezesc sau obosit. De ce? Poate corpul se odihnește, dar e sufletul cel care e obosit. Mai lăsați-l să se odihnească. Străluciți și odihniți-vă atunci când oamenii vor să vă doboare. Nu le lăsați favorul să vă vadă tulburați sau să vă știe obosiți. Pentru că una este să obosești de muncă și alta este să obosești de oameni. Să obosești de răutatea lor, de necazurile lor, de frustrările lor, de nefericirile lor și așa mai departe. Voi faceți cum doriți, dar dacă le dați timp prietenilor să spună oful, dușmanilor să vă afecteze, le dați timp tiktokerilor, youtuberilor, le dați timp celor de la televizor, dar vouă când? Că uitați, ajungeți în anii bătrâneții și vă întrebați că am trăit, dar n-am știut. Păi n-ai știut, pentru că viața ta ai lăsat-o deoparte. Și că visez foarte urât, sunt obosit noaptea, mă trezesc obosit dimineața, am insomnii. Pentru că tu nu te mai odihnești sufletește. Degeaba încerci să pui corpul în pat dacă sufletul nu e acolo în el, liniștit și răsfățat. Vă mulțumesc tuturor pentru toată susținerea și pentru prezența pe site-urile mele de socializare și nu uitați un singur lucru. Cu ce gânduri vă duceți la somn, cu alea vă treziți mâine dimineață. V-am pupat!